Polițiștii hunedoreni s-au alăturat campaniei naționale intitulată Plantăm și protejăm, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor. În cadrul acestui eveniment, care s-a desfășurat și în anii anteriori, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost plantați simbolic 10 arbori din speciile paltin și tei. În felul acesta, polițiștii au arătat că sprijină și susțin regenerarea pădurilor nu doar prin activități de prevenire și combatere a delictelor silvice, ci și prin participarea efectivă la acțiunea de plantare de arbori, în colaborare cu Direcția Silvică Hunedoara.